avem un L aici și nu știu ce înseamnă, sincer. 59 la 100 de kilometri, extraordinar. Electric, după care intră motorul pe benzină. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi avem o nouă mașină la prezentat și aceasta este un Ford Mondeo. Să începem cu cheia, pentru că o am în mână, bineînțeles. Mi se pare că am butucănoasă cheia. Avem buton de deschis, de deschis portbagajul și nu știu, apare 2 ori. Ca să deschizi portbagajul, cred că apeși de 2 ori. Mă rog, testăm mai încolo, vedem. Așa. Avem o grilă panamericană, nu știu de ce zic așa, dar așa mi-a venit mie să-i zic. Are inserție argintie. Îmi place că este foarte mare și pare masivă mașina. Pare că are cai ceva acolo sub capotă. Vorbim imediat și de cai sub capotă. Mai avem o grilă cu inserție argintie sub număr. Ce mai avem aici? Logo-ul Ford, mișto, frumos. Începem cu farurile. Avem niște faruri pe halogen. Poziția este pe LED, mi se pare. Care poziția este asta pe timp de zi. Iar ceața este tot pe halogen. Îmi place că are niște nervuri pe capotă. Sunt mișto nervurile astea și din mașină se vede chiar mișto. Ca la Ford Mustang. Mă rog, n-am condus Ford Mustang, dar am văzut că și alea au tot așa o... Are o capotă foarte agresivă și mi se pare că aduce și asta. Bun, pe lateral avem inscripția hybrid, pentru că acesta este un model hybrid. Deci avem niște ornamente cromate și pe lateral. Inscripția hybrid, pentru că este o mașină hybrid. Revenim la motor când ne întoarcem pe partea elaltă. Avem stâlpii de la mașină negru lucios. Chiar vin mișto, aș face și asta negru lucios, dar nu e mașina mea. Așa, avem niște jante pe 18, chiar îmi plac jantele, sunt foarte elegante. Ford Mondeo este limuzina de la Ford, deci practic cam asta se potrivește, nu? Niște jante elegante. În spate se poate observa linia aceasta. Mașina are linie, cum zic eu, la toate mașinile, dar dacă vedeți e ca o balenă, așa, nu știu, are o linie, nu e buș, nu e agresivă, e așa, buș. Spatele nu prea-mi place, adică botul mi se pare punctul forte la mașina asta, spatele e ok. În primul rând aș scoate astea, inscripționările astea, Mondeo și hibrid. Hai, hibridul aș lăsa ca să vadă lumea că avem mașină hibrid, că suntem ecologici de astea. Stopurile sunt LED, parcă așa țin. Tobe, avem tobe, ia să vedem. N-avem nicio tobă. Ba da, toba este în partea aia acolo. Avem senzor de parcare 360, atenție maximă, spate, față și pe lateral. Așa. Să vedem și ce spațiu avem în portbagaj. Ia să vedem, mă, cum e cu cheia asta, dacă a apăs odată. Trebuie să apăs de 2 ori, deci de-aia scria 2 ori. Portbagajul mi se pare foarte mic. Dar este mic pentru că avem bateria mi se pare că e aici, în partea asta. Deci la portbagaj a pierdut mult spațiu din cauza bateriei, din cauza că este hibrid. Nu e varianta aia cu tot cu haionul, că mai sunt modelele alea Ford Mondeo cu care se deschide cu tot cu haionul. Dar mie place că n-are ștergătorul la prost. Dacă se deschidea cu tot cu haionul, îi punea și ștergătorul. Deci într-un fel îmi place mai mult așa. Aici avem rezervorul de benzină. Și mai îmi place la modelul ăsta că au pus... Nu mai desfiletezi nimic aici căpăcel ca să bagi benzină. Are fix intrarea de la benzină, nu poți să bagi motorină. Mi se pare că ăla de motorină e un pic mai gros și nu încape acolo. Bun, hai să vă arăt și motorul. Iar sub capotă se află un motor de 2.0 benzină cu o baterie de 1.43 kW, care dezvoltă împreună 187 de cai. Vom vedea imediat ce poate acest motoraș cu căluții și revenim de la interior. One hour later. Bun, prieteni, am trecut și la interior. Avem în față un volan în 3 spițe. Foarte mișto mi se pare, chiar se simte bine la atingere. E subțire, nu e gros cum sunt altele. Chiar se simte bine la atingere. Avem aici comenzile pe volan. Hai să dăm o cheie că mor de cald. Apăsăm frâna. Apăsăm pe buton. Gata. A pornit motorul electric. Momentan cât suntem pe loc, stă motorul electric. Mi se pare că ține până în 50 de km la oră motorul electric, după care intră motorul pe benzină sau, în cazul în care nu ai baterie, intră motorul cu benzină direct. Aici avem bateria, momentan este aproape de full, nu știu dacă se focusează.
Ce mai avem? Avem o cutie automată CVT. Asta nu are trepte de viteză. Adică nu e ca la cum am eu la Mercedes 7 G-Tronic să aibă 7 viteze. Asta e CVT, o viteză o duce și cam atâta e. Săturează în funcție de cum apeși tu accelerația. Ea parcă ar schimba vitezele, dar nu simți, nu știu. Nu știu, e ciudată cutia asta, nu știu să o explic, sincer. Deci avem o navigație, avem clima, audio, navigație, avem și CarPlay-ul, avem și ăla de la Samsung, nu mai știu cum se numește. Settings, avem lumini ambientale, ambient light. Ia uite bă câte culori avem, avem albastru, orange, soft blue, red, green, blue, purple. Mișto, da. Avem multe comenzi pe volan, ține și banda, adică îți trage de volan dacă trebuie să fie trasate liniile bine, dacă nu poate să țină banda, dar faza e că are această opțiune de ține banda. Avem geamuri electrice față-spate, avem oglinzi electrice pliabile și reglajul electric, ce mai avem pe aici? Materialele mi se par moi toate, de fapt toate sunt moi și nu crâșnește nimic, nu face nimic. E bine închegată mașina. Fâna de mână este electrică. Cup holdere, două cup holdere. Ce avem aici? Avem cotieră care este chiar este spațioasă. Ce nu-mi place la cotiera asta e că nu se reglează în față sau în spate, stă fixă. Mai mult de atât n-ai ce să-i faci. Și asta nu prea-mi place. Clima e climă. Bun, hai să dăm o tură cu mașina să vedem cum se comportă. Și vreau să-mi lăsați la comentarii ce înseamnă L-ul ăsta de aici. Avem un L aici și nu știu ce înseamnă, sincer. Eu am crezut că dacă o trec pe el, ia. Dacă o trec pe el, mașina stă mai turată și mi-arată aici la baterie cu săgeți în sus, ca și când ar încărca-o. Deci, da, să-mi pun centura. Deci cred că pe el ăsta e varianta aia sport sau nu știu, chiar nu înțeleg. Spuneți-mi voi la comentarii ce înseamnă el ăsta. O trecem înapoi pe drive, să virăm un pic să vedem cum se... Bă, mașina chiar e confortabilă, se vede că e limuzină, e mare mașina, e grea și stă bine pe șosea. Din față ne vine rivalul, un Porsche Cayenne. Hai că rivalul dacă e, nici nu se pot compara. Chiar se simte foarte mișto la condus. Să facem și un 0-100 să vedem cât de fâșneață este cu acești 187 de cai. Ce bine stă pe frânare. Și pe accelerare stă bine. Îmi arată în bord, în funcție de cum accelerez sau frânez, îmi arată un chenar de ăla, dacă frânez bine sau nu. Ca să recupereze cât mai mult să încarce bateria. Deci dacă frânez brusc, n-are timp să încarce bateria. Dacă frânez lin, are timp să încarce bateria. Și când are timp să încarce bateria, mi-arată cu albastru. Când o calc brusc, mi-apare cu portocaliu, ceea ce nu e bine. Deci cel mai bine e să fii pe albastru. Bun. Haideți să-i dăm un 0-100. 3, 2, 1 și... Băi, să simte, ești nebun? Te bagă în scaun. Suda. Ce am observat, am mai condus mașina, ce am observat este că după 100 de km la oră parcă se duce mai tare, frate, atunci aș dă drumul balaurul. Dar până într-o 100 e așa și așa. Da, după 100 parcă te împinge ceva mai tare de la spate. Mi s-a părut foarte ciudat, nu știu de ce simt așa, dar așa am simțit mașina. Bun, acum să-i dăm la întoarcere și o să o dau pe modul L să vedem dacă e vreo diferență la accelerație. Deja a pornit motorul, n-a mai mers pe baterie, mă rog, am trecut și de 50 de km la oră și probabil că de-aia, haide domnul, bagă-te. Îmi place și sunetul de la semnal. Și mi se pare că pleacă foarte tare la cu bateria asta. Ia să o dăm pe L. Bun. Și acum să-i dăm un 0-100. 3, 2, 1 și... Mamă! 100! Da, mi se pare că acum a prins mai repede 100. Să și aude cum stă motorul, mult mai turat.
Cred că asta e varianta sport, dar de ce n-au pus și un S de la sport, au pus el. Chiar nu înțeleg. Și acum am dat-o pe drive să apotole motorul. Lăsați-mi voi la comentarii cum este de fapt că nu sunt specialist în Forduri. Mă rog, nu sunt specialist în mașini în general, dar îmi place mie să le prezint și să-mi zic părerea despre ele. Sunt amator, cum ar veni. Așa, ca o concluzie, îmi place consumul. Ia să vedem consumul. 5.9 la 100 de kilometri. Extraordinar. Deci 5.9 la 100 de kilometri în oraș, în București. Ceea ce mi se pare super tare. Chiar e foarte economă mașina. Da. Așa că o ultima impresie, este foarte mișto mașina, chiar mi-aș cumpăra-o, nu mai știu cât a fost, mi se pare că a fost 18.000 de euro, 2018, cu câți kilometri? 28.000 de kilometri, 18.000 de euro, 28.000 de kilometri, 2018, mi se pare ok, hibrid, tot ce vrei pe ea, chiar are foarte multe dotări și este foarte nouă mașina, adică nu e rulată, chiar a prins-o bine proprietarul. Bun. Cam asta a fost vlogul, băieți, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să omorâți butonul ăla de like, să dați un share, să vă arăt toți prietenii voștri, să vă abonați, bineînțeles, sper că asta m-ar ajuta și pe mine foarte mult, iar până data viitoare, eu am fost Cristi și v-am pupat, pa!